28 de persoane au fost reținute după descinderile de amploare făcute de polițiști și procurorii DIICOT în cazul grupării care producea și vindea dispozitive de vapat și dulciuri care conțineau substanțe psihoactive. Printre suspecții reținuți se numără acționarul majoritar al fabricii din Iași, cetățean canadian, dar și un agent de poliție din județ. Acesta, din urmă, s-ar fi ocupat de ambalarea produselor, potrivit anchetatorilor. Vapurile și dulciurile se vindeau pe internet, dar și în magazine din centre comerciale din țară, inclusiv minorilor. Gruparea vizată, din care făceau parte angajați și administratori ai două firme din Iași, producea dispozitive de vapat și dulciuri, precum geleuri, drajeuri sau prăjituri, care conțineau substanțe psihoactive. O parte dintre aceste produse au în componență un produs chimic derivat al THC-ului, obținut în mod sintetic, cu denumirea generică HHC, în perioada octombrie 2022-septembrie 2023, membrii grupului infracțional ar fi produs în vederea comercializării peste 100.000 de dispozitive de tip vape, de natură a pune în pericol viața persoanelor care le consumă. Cu alte cuvinte, poate produce efecte asemănătoare consumului de cannabis. Potrivit specialiștilor, substanța stimulează sistemul nervos central, iar consumatorii pot avea stări de euforie, halucinații, dar și probleme medicale temporare. Însă, nu este pe lista drogurilor clasice. AHC este o substanță monitorizată la nivel european. Ea face parte din categoria substanțelor de tip cannabinoid sintetic. Conform datelor existente până în momentul de față, efectele apărute ca urmare a consumului acestei substanțe ar fi similare consumului de THC. Între timp, traficanții, biologii au făcut încrucișări de plante hibrid și împreună cu fertilizanții au stimulat și alți componenți ai plantei de cannabis care au un efect stupefiant. Și în special acest HHC, e vorba de hexahidrocanabinol. Dar problema este că nu este introdus în legea clasică privind drogurile, dar noi avem un instrument legal din 2011, legea 194, care definește și incriminează traficul cu substituente droguri. Punctul central al operațiunii a fost o fabrică din Iași, în care membrii grupării ar fi produs dispozitivele de vapat și dulciurile. Reprezentanții firmei care le-a închiriat spațiul spun că știau că acolo aveau loc alte activități. Nu uita să niciodată. De la bun început a spus ce vrea să facă și a făcut ce a spus să face, și anume extrage aceste substanțe care se folosesc la medicamente, uleiuri și chestii de genul ăsta. Dispozitivele și dulciurile au ajuns la 28 de societăți comerciale din țară, prin intermediul cărora au fost vândute inclusiv minorilor, spun anchetatorii. Acestea erau comercializate în special în mediul online, pe diverse site-uri de profil, cunoscute în rândul tinerilor, dar și în magazine din mari centre comerciale. De altfel, anchetatorii spun că au observat o creștere a consumului acestor tipuri de produse în rândul tinerilor, în special în zona școlilor și liceelor. În dosar se fac cercetări pentru constituirea unui grup infracțional organizat și pentru efectuarea de operațiuni cu produse, știind că acestea au efecte psihoactive fără a deține autorizații legale.